Auzeam dimineața la știri că până ieri s-au vaccinat în lume 665 de milioane de pământeni contra COVID. Vă dați seama că sunt și altfel de vaccinări, sunt tot felul de boli, de mai bine de un secol oamenii se vaccinează împotriva diverselor virus și boli. Dar acum suntem în situație pandemică și principala preocupare e vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, ca să nu suferim de boala COVID-19, care ține în șah planeta de mai bine de un an. Eu m-am programat și iată, azi la 3, este vreo 10 minute, sunt așteptat la unul dintre centrele de vaccinare. S-ar putea să fiu al 666 milioanelea vaccinat împotriva SARS-CoV-2 cu prima doză. Pentru că cu ambele doze, definitiv, sunt mult mai puțini. Mai ales pentru că e necesară o perioadă să treacă după prima vaccinare. O să filmez și o să relatez. Sper că e interesant. În parcul circului am mai fost, dar la circul din București n-am fost niciodată. Cu AstraZeneca aici ne vaccinăm? Poftiți? Cu AstraZeneca aici ne vaccinăm? Da, cum să nu? Că am înțeles că... A, se intru pe acolo și pe aici se ies. Am înțeles, mersi. O, am florit magnolia albă. Frumos parcul ăsta, are broaște țestoase, deocamdată în lac. Uite, dincoace magnolie roză. Foarte deasă și frumoasă. Nu știu dacă și miroase. Bună ziua! Ia. Ora 3. Aveți programare? Da, am. Bună ziua! Buletin? La 3. Cum vă numiți? Brega. Ok, la o masă, da? Filmează. Ați fost infectat cu virusul SARS-CoV? Nu știu. Dacă da, completat de data de 07.04.21. Două formulare. Le-am completat. Profit de ocazie să ne dezinfectez cu gel. Miroase a spirit. Sper că are procentajul necesar de spirit. Nu scrie că are spirit, dar am încredere. Vin tot la dumneavoastră? Nu, mai zic acolo la invitat. Ok. Și un buletin de la acum. Aici, dumneavoastră... Sper că nu există, da? De ce? Nu este voie. Dacă mă filmez pe mine, cred că e voie, că e vorba de informațiile despre mine, nu? Nu, nu aveți voie. Uitați-vă, trebuie să scrieți... Termenii de confidențialitate. Temperatura aici? Păi nu m-am măsurat nimeni. Eu nu știu. Imediat, imediat, trebuie să mă. 36,7. Vaccinul, uitați aici, cu vaccinul AstraZeneca. Sănătate mă, Tom! Sănătate mă, Tom!
Așteptăm 15 minute. M-am vaccinat. Am așteptat 15-20 de minute, n-am simțit niciun efect. Nu mă doare deloc umărul. Am certificat despre prima doză. Merg să-mi caut de treabă. Na, au fost cât se poate de precaut să-mi interzică filmarea procesului, ca să nu intre întâmplător în cadrul alte persoane. Că altfel nu văd de ce nu mi-ar fi permis să mă vaccin, să mă filmez pe mine. Că ei de fapt protejează datele medicale ale omului. Eu sunt deținătorul datelor medicale despre mine. Eu puteam să dispun de ele. Dar ei s-au gândit probabil să nu nimerească alții în cadru, de parcă eu nu pot să verific după aceea răspunderea mea și să elimin fețele care n-au nicio vină. Și oricum suntem în pandemie, acum și toată lumea e cu măști. Ei erau chiar în scafandre, în costume de acelea în care nu te recunoaște nimeni dacă nu-ți scrii numele aici pe piept sau pe spate, cum fac ei. Oricum, sunt satisfăcut, merg să-mi caut de treabă. Am de trimis o scrisoare la CEDO, a cincea, împotriva României, deci caut un oficiu poștal. Și am văzut pe hartă cât așteptam, că e unul în apropiere. O să vă relatez dacă apar ceva noutăți despre vaccinare. Următoarea doză e în vară, că vaccinul e AstraZeneca. Și rapelul se face la aproape 2 luni.